În satele din Republica Moldova au răsunat astăzi și tradiționalele colinde și în satul Hârtopul Mare din raionul Creuleni, colindătorii s-au pornit să vestească nașterea Domnului, iar gospodarii i-au întâmpinat cum se cuvine. Pentru că de Crăciun pe stil vechi a plouat, ceata de colindători din Hârtopul Mare a schimbat sania cu o căruță cu cai. După ce și-au dres glasul, colindătorii au pornit prin sat să vestească nașterea lui Iisus Hristos. Gospodarii au răsplătit pe colindători așa cum se cuvine. Luați câte un duce și vă îndulciți, spiți și la anul să veniți. În fiecare an primiți colindători. Când suntem acasă, întotdeauna primim. Îți trăim că așa am început de la bătrâni, așa am deprins, așa am văzut, e frumos, e bine. Emoțiile sunt mari. Așteptăm colindători ca în tot anul, ne vin, finuții, cuplașii care ne știu pe noi, și nuții care îi botez. Ne pare rău cu copiii nu lângă noi, dar sperăm cu timpul dacă vom ajunge în Europa, ori să vină înapoi. Ansamblul folcloric Băștinașii din Hârtopul Mare păstrează cu sfințenie tradițiile românești și încearcă an de an să le promoveze în rândul tinerei generații. An de an mergem cu colinda. Ne-am dorit enorm de mult să avem zăpadă, am gătit cai, am gătit căruța, na, bunul Dumnezeu ne-a dat ploaie, așa să fie că e bine pentru pământul nostru. Ducem adevăratele valori ale satului nostru și a raionului Creuleni. S-a colindat și prin Soroca, iar cei din satul Șolcani au îmbrăcat straiele naționale și au pornit să vestească gospodarilor nașterea lui Iisus. Noi mergem să colindăm casele gospodarilor care ne primesc, vedem în ochii lor cu bucurie și noi aducem desigur cu bucurie colindul străvechi care este cules de aici, de la noi din sat, din comună. Am copt copturi, colaci, prăjituri, am gătit bucate și suntem foarte mândri că această tradiție este respectată și până în zilele noastre. Sperăm ca și tinerile generații să respecte această tradiție pe viitor.